De când există omul, inima și sufletul ei sunt lipite de năzuința după altceva, de năzuința după transcendent, să urce, să se despartă de glie, de obezile care leagă de condiția de om. Icar și Dedal au visat să zboare. Gilgamesh, Mesopotamianul, căuta nemurirea, Jules Verne și cei mai de acum, visează și ei la transcendență. Partea cea bună este că această carte, Sfânta Scriptură, răspunde exact acestei profunde nevoi a omului și ea spune clar toți cei care cred în Isus Hristos. Adică nu într-un om sau un nume, ci în ceea ce a personificat numele și omul, caracterul lui Dumnezeu, principiile împărăției cerurilor, valorile binelui, ale adevărului, toți aceia își vor depăși condiția muritoare, vor fi făcuți, vor fi glorificați, vor fi făcuți fiii lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu și vor trăi fără să guste îmbătrânirea, oboseala și moartea. De cazul cel mare este că pe acestea le caută și omul necredincios, dar pe alte căi decât pe căile lui Dumnezeu. El vrea altceva să ajungă tot acolo, în jumătatea a doua secolului XIX, comunismul a încercat să realizeze idealurile creștine, dar fără Dumnezeu. Egalitate, echitate. Omul fără Dumnezeu e mistuit de aceleași dorințe și vrea să ajungă acolo amestecându-se într-un mod absolut nepermis în lucrarea, în opera lui Dumnezeu, fie pe tărâm moral, fie pe tărâm spiritual, și mai nou pe tărâmul geneticii. Data trecută am ajuns la discutarea uh, strădanilor transumanismului de a produce un om super. Iar toate acestea le-am legat de o enigmă din timpul dinainte de potop, din vremurile unei generații strălucite despre care am vorbit cu alte ocazii. Spune cuvântul din Geneza 6:4, că uriașii erau la data aceea pe pământ și aceștia erau oameni viteji, care au fost în vechime, oameni cu nume. Fiecare cuvânt are o, o greutate aparte. Și mai departe ne întrebam de unde sunt acești uriași, acești nefilim. Iar răspunsul? Noi vedem ceva ce se întâmplă în epoca de azi. Am vorbit data trecută de Stalin, cum a dorit să creeze supraomul. Iar astăzi, în urma descoperirilor geneticii, odată ce omul deține o anumită orientare în harta genomului uman, idealul unui meta-om, a unui care să dobândească trăsături și calități supraomenești, a devenit un zic, un obiectiv de cel mult 10 ani. Pe vremuri oamenii căutau piatra filosofală prelucrând materia anorganică prin foc. Acum nu mai e nici focul, nici materia anorganică. Acum este materia organică, omul prin gene, prin ingineria genetică, prin biotehnologii să se realizeze transumanismul mai întâi o să se străduiește lumea cu animalele, o să vedem imediat. Pe vremuri oamenii visau, pe timpul grecilor, la chimera, chimere, erau niște animale compuse, un fel de struțo cămile. Chimerele moderne ar putea să arate mult mai realist, mult mai domestice. Nu există acestea. Ele sunt doar uh, visurile oamenilor de știință care din ce în ce mai mult de convin că nu este cu neputință, nu este imposibil să se realizeze, dacă ei, capul de antilopă, trupul de zebră, coada și picioare din spate de cangur sau, uite-te la elefant balena respectivă. Spuneam data trecută și aici ne-am oprit, National Geographic, din 25 ianuarie 2005, vorbește despre transumanism, despre progresele care s-au făcut în domeniu, despre cât de popular și cât de general suport primește transumanismul din partea comunității științifice, ceea care se construiește fundamental pe evoluționism. De exemplu, în acest document, ni se spune, în National Geographic, că savanții au reușit să realizeze, să insereze, să introducă Genele umane în genomul caprei. Și capra produce, capra aceasta, lapte de mamă, nu de capră. E, au făcut un alt lucru. Au luat gena păianjenului și l-au introdus tot în genomul caprei ca laptele și-a și produs să producă proteina mătăsii din acea mătase, să pregătească vestele antiglonți care să fie imbatabile pe teatrul de luptă, pe câmpul de luptă. În Taiwan, Universitatea din Taiwan a preluat gene de la meduze fluorescente și le-a inoculat în genomul porcului și imaginează cum arată porcul noaptea, bine, la un anumit spectru, porci vers fluorescenți. În 2004, în clinica Mayo din America, au reușit, tot așa, prin algenia aceasta, să producă sânge de om în purcei, porci cu sânge uman. În 2007, Universitatea Nevada Reno, a reușit să producă oi care au în compunerea trupului lor 15% celule omenești. Omenești însemnează cu structură umană. Iar ficatul respectivelor oi este aproape în totalitate ficat de om. Ei zic, o, oh, facem transplant. N-ar fi rea ideea. Numai că acestea sunt doar uh, ele, elemente sau etape tranzitorii în vederea realizării supra omului, a uriașului. În 2003, Universitatea Shanghai a produs prima himeră umano-animală vedeți unde vrea, vor să ajungă, aici este schema în care s-a produs, s-a luat uh, spermatozoidul, uh, sau nu spermatozoidul, uh, s-a luat elementul, genele umane, uh, conținând uh, partea umană care s-au introdus în ovulul uh, eliberat de ADN-ul uh, iepuresc și, și s-a produs un ou, deci un viitor animal care era jumate om, jumate iepure. Sigur, etica la data aceasta încă interzice, curând probabil că nu, dar la data aceasta încă interzice chimere uh, umanoide. Deci nu altă problemă, dar de om să nu fie. Și a fost distrus. În 2005, Universitatea Stanford din California, prin manipulare genetică, au produs șoareci, cu 1% creier omenesc. Și ambiția lor este să producă șoareci prieteni, umani, le dăm și buletin, 100% creier uman. Știți ce însemnează aceasta? Însemnează că algenia este religia viitorului. Și dacă crezi în aceasta, dacă votezi cu algenia, poți tu însuți să ai capacități mult superioare pe care le are, de exemplu, un șoareci, mirosului extraordinar teribil. În septembrie 2007, Institutul pentru Fertilizare Umană și Embriologie sau autoritatea fertilizării umane și a embriologiei e o autoritatea care dă permisii, dă. Patenturi în Anglia, în Marea Britanie, a aprobat crearea de embrioni umano animali E drept că nu ca să devină Human zi sau chimpanzi din Cimpanzee a ajuns Human zi, adică niște super oameni, de fapt mai muțe umane, cum visa Stalin, ci doar material de transplant, material medical. Să știți că nu toți medicii și toate institutele sunt controlabile. Există laboratoare, dacă vreți, necunoscute, neînregistrate. Dacă am bani, pot să fac orice la mine acasă. Pot cumpăra și un savant. Cine a știut, de exemplu, de uh, încercările de OZN ale Germaniei hitleriste? Și au fost tot felul de proiecte, chiar și aparate, care uh, erau forme, zic eu, uh, incipiente ale navigația aeriene pe principiul pernelor de aer și așa mai departe. Telegraf din 30, revista Telegraf din Anglia, 30 iunie 2009, a venit cu bomba. Omul cimpanzeu. Știați că relația, similaritățile între om și cimpanzeu urcă până la 98% de sut, uh, procente la sută. adică 98% din om se poate regăsi în cimpanzeu. Și acestea sunt datele care se știau uh, pe baza analizei uh, genetice a măimuței și a omului. Partea interesantă pe care telegraf uh, ne -o aduce înainte, ne-o pune pe tapet, este că, și acum ține-te, că între om și râmă există 75% gene identice. Fii atent ce înseamnă asta, 98% identitate. Sau e, e nimic. Și o să vedeți și de ce. Și între om și banană, 50% gene identice. Îți dai seama că genetica e mult mai complicată decât pare. Iar cei care spun că am descoperit harta genomului uman au aflat doar niște coduri pe care nu le-au tradus, dar le citesc. ZGV. ZGV. Hei, am găsit ZGV, dar ce e ZGV? Și că încă nu știm. Și ZGV, împreună cu BF, de exemplu, dau și eu niște exemple pentru mintea mea, a unui copil, cum interacționează și ce produc? Pentru că nu există decât patru aminoacizi în, în structura tetrară a Lanțului helicoidal al ADN-ului. Iar aceștia patru se combină și au semnificație nu doar între ele, ci și vizavi de celelalte. Așa încât tu nu poți spune că gena asta este gena care răspunde de nas. Nu, gena asta în funcție, cu, în relație cu alte gene, zic nas uman. Aceeași genă în relație cu altele, în structurile, în corelații, în context însemnează rât de porc aceeași genă. Deci noi nu știm decât extrem de puțin și mai nou s-a aflat că nu e vorba de 98% cu cât se lăudau transumaniștii și evoluționisti, ci doar 87% suntem cu puțin mai mult decât uh, asemănarea dintre om și râmă. Nu e așa că este eclatant, e șocant. Iar lucrurile acestea sunt ascunse, pentru că oamenii vor neapărat să credem că noi ne tragem din maimuță și că noi oricând putem deveni supermeni, mai mulți oameni. Uh, știați că 80% din proteinele genomurilor om cimpanzeu diferă, 80%, tot în telegraf. Deci e un articol foarte bun, foarte recent, din 2009, din iunie. Și că 40 de milioane de diferențe genetice există între noi și Cimpanzeu. E adevărat că la, în genetică, 40 de bilioane e puțin, dar e foarte mult. Și astea doar câte am aflat noi, câte am reușit să le identificăm noi. Și omul vrea să se bage cu, cu deștele lui, cu ghearele lui, în tainele celulei. Producem noi omul Dumnezeu. În loc ca, vedeți, aici este o imagine inversată. Dumnezeu a dat viața omului. Era invers în desenul în pictura lui Michelangelo de data aceasta omul vrea să producă super omul, omul Dumnezeu. Aceasta este algenia. Noi acum știm că suntem aici. Mă rog, evoluționiștii spun că îi avem ăștia în spate, dar ce va fi nici măcar uh, savanții realiști care cred în algenie nu știu ce va ieși, pentru că noi nu cunoaștem decât extrem de puțin. Uh, foreign Policy este o revistă de, de mare circulație serioasă în Statele Unite uh, și aici este titlul de bază, se numește The World's Most Dangerous Ideas. Cele mai periculoase idei ale lumii. În 2004 a apărut un articol în care 8 dintre cei mai proeminenți savanți din lume au fost întrebați: Spuneți-ne care e ideea? cea mai amenințătoare, cea mai primejdioasă pentru omenire. Și unul a spus, e bomba atomică, altul a spus, încălzirea globală, etc., etc. Dar, unul singur, care este a fost consilierul președintelui Statelor Unite, pe probleme de uh, demografie, sociologie și așa mai departe, un vestit autor, pe nume Francis Fukuyama, care a scris câteva cărți foarte tari. Una se numește Sfârșitul istoriei și ultimul om, iar alta se numește Viitorul nostru post-uman, deci după om post-uman. Francis Fukuyama a declarat singurul transumanismul este ideea cea mai periculoasă. Și știți de ce? Pentru că omul știe atât de puțin, dar e atât de fudul, atât de mândru, atât de orgolios, vanitos, încât el crede că poate să producă orice. Și ne întoarcem la acea figură de groază Frankenstein. Este un, o legendă modernă, să zic așa, creată undeva în Anglia, despre un medic care construiește din bucăți de om o ființă. Frankenstein, care ajunge în cele din urmă să-l să grume pe creator să-l omoare. Pe creatorul său uman. De unde sunt uriașii? Eu aș vrea să apeles la un autor inspirat, Ellen G. White. Un autor extraordinar de actual. Cartea acestui autor în 1960 și n-aș putea să spun exact 5 sau 6 a primit cartea numită Educația, a primit în, în, Iugoslavia de atunci distinția ca fiind cea mai bună carte a anului. Se tipărise, se tradusese în limba sârbă atunci. Autorul acesta este citat, este unul din cei mai traduși autori din lume. Și un pasaj dintr-o carte spune, din Patriarh și Profeți, de exemplu, dacă a fost un păcat mai mare decât toate, care a tras distrugerea rasei umane prin potop, a fost crima josnică a amalgamării omului și a animalului: fapt care a desfigurat chipul lui Dumnezeu și a cauzat confuzie pretutindeni. La întrebarea, dragii mei, de unde uriașii? Eu mă duc cu gândul mai întâi la paralela contemporaneitate timpului noie. Cum s-a întâmplat atunci, a i se va întâmpla și cu venirea fiului omului. Dacă atunci oamenii au creat uriaș, hai să vă pun o întrebare, de unde dinosaurii? Ia uitați-vă la imaginea asta Oare Cristo Hristos a creat mielușelul dinozaur, oh, dinozaur mititel cu dinți cu fălgi de fier scumpul lui tata, oare Hristos, Dumnezeu se regăsește caracterul lui în aceste arătări cumplite care înghițeau tone de carne nu, nu nu este rezultatul creațiunii lui Dumnezeu, de aia nici n-au luat dinozauri în corabie A luat doar animale mai mici ci este rezultatul intervenției unei civilizații extraordinare de de rafinate care s-a băgat în genetică și a vrut să producă alt ceva și uite himerele acești dinozauri uriași, uite uriașii pe pământ iar faptul că a încercat să amalgameze specii de creațiune ale creațiunii lui Dumnezeu ca să producă o altă lume decât creațiunea divină Dumnezeu a spus stop, chipul meu este mutilat refuz, refuz să permit omenirii să-și bage nasul în actul creațiunii prin care omul a devenit fiul meu, chipul meu pe pământ. Iar în Geneza 6 cu 12 este mențiunea făcută, orice făptură își stricase calea pe pământ. Nu e vorba doar de om. Sigur, omul a produs, a fost cel care a inițiat. El însuși este cauza degenerării lumii. Cum să spun eu, prin natura lui. Dar dacă își mai bagă și își vâră și nasul în laboratorul creațiunii divine. Și am ajuns acum la cel de-al doilea sens al cuvântului uriaș. Deci, uriașii erau la data aceea pe pământ, în înțelegerea mea, ca o intervenție a omului în rânduiala lăsată de Dumnezeu prin actul său creator. Omul a vrut să schimbe creațiunea. Un al doilea sens al cuvântului nefilim în ebraică vine de la rădăcina nafal, care se numează violență. Iar nefilim nu înseamnă doar E un sens uriaș. Și și violenții, teroriștii. Și aici continuă versetul, aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu, cu nume. Mă întreb eu, viteji în fața cui? Că toți erau puternici, nu erau de alienați ca noi, pervertiți, slabi, bolnavi, <coughs> ofticoși ca noi. Viteji în fața cui? când animalele se temeau de oameni. La data aceea era uh, o altă stare naturală decât cea pe care o avem noi. În fața cui? A, ah, om în fața omului. Și aceasta, această vitejie se realizează, acest nume, hegemonia, se realizează prin violență. Uitați-vă la copii dintr-o grădiniță. Cine sunt cei cu nume? Nu cei care sunt bătuți, ci cei care bat. Violența o poți recunoaște ca fiind argumentul dominației, argumentul forței, argumentul superiorității, a supremației celui rău asupra celui mai slab și poate bun. Iar contextul ne arată chiar versetul al doilea, spune că aceștia erau viteși care au fost în vechime, oameni cu nume, și Domnul a văzut că răutatea în care ei erau viteși, răutatea prin care și-au făcut nume, răutatea omului era mare pe pământ. Și citesc versetul 5, unde probabil mă voi opri pentru această ocazie. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Auzi? Întocmirile gândurilor din inima lui. E foarte interesant. Sigur, în Vechiul Testament și în Biblie în general, termenii nu sunt luați în sens grecesc. Gând e gând, inimă e inimă, doar sentimente. Dar este foarte interesant și sub alt aspect. Și anume că Omul dorește ceva. Omul tânjește spre ceva. Și caută și pune mintea la contribuție ca să-și atingă dorințele. De regulă inima este e motorașul vieții, iar gândurile sau uh, creierul cu, bine, zic, raționalitatea lui caută doar căi să-și satisfacă doleanțele dorințele. În momentul în care toate întocmirile sunt îndreptate zilnic și numai spre rău, asistăm la masa critică, la punctul terminus al unei istorii. Dragii mei, cercetați ce se întâmplă în lume, ascultați știrile de la ora nu știu care și veți vedea spre ce se îndreaptă gândurile omului. Din fericire, mai găsesc câteva aici-colo, câteva pete de bunătate câteva acțiuni, inițiative care nu sunt prea mediatizate, pentru că nu aduc uh, audiență. Suntem într-o perioadă asemănătoare foarte mult cu timpului noie. Uriași, algenia, dinosauri mari, chimere uh, umane, îți dă ceva de gândit? Dacă da, caută cartea. Și bun Poftă bună.